Magda. Magda, să nu-i da peste o zilice. Stimați albițeni, dragi lor, dorile au venit în acest an în număr mare, suntem peste 300, când s-a declarat de a alunga spiritele rele, de a proteja moștenirea și tradiția culturală a orașului nostru, de a aduce bucurie și de a desparte călăcioase din rutina zilnică, sperind zilele mohorâte de iarnă. Îți pare că astăzi am venit că nu pare a fi o zi mohorâtă de iarnă, în sfârșit. Chiar dacă a devenit o obișnuință să ne întâlnim an de an, în toiul iernii, anul acesta avem un motiv în plus de bucurie, și anume aniversăm împreună 10 ani de activitate pentru asociația noastră, pentru asociația Breasla Bolilor din Amita. Mirei! Și interesantă, prin care ne-am străduit din răzputeri să promovăm nu numai imaginea lor în țară și străinătate, dar și să păstrăm neancărat obiceiul atât de frumos preluat de la Sașa. Lorele au reușit ceea ce puțin ar fi crezut. A reușit să lege o punte spirituală în timp și spațiu,
între români și sași, între tineri și bătrâni, între oameni diferiți pe care i-au unit într-o idee comună, o idee a bucuriei, a mândriei, a apartenenței la ceva diferit, la ceva unic. În acest an jubiliar avem bucuria să-i salutăm și să le mulțumim prietenilor din Germania pentru că ne onorează cu prezența atât Asociației Urs zu Sachsenheim, reprezentată prin domnul Thomas Luci, cât și rolul din Nuremberg și H.O.G. Agnetel, reprezentată prin doamna Doris Sutter, pe care mulți o cunoașteți. Și să asigurăm că vom purta tradiția sașilor ragvițeni nealterată cu respect și mândrie spre folosul orașului Agnita. Direi! Posibilă manifestarea de astăzi. Mulțumim orașului Agnita, sponsorilor Casei de Cultură Agnita și nu în ultimul rând celor care azi sunt prezenți, mascați sau nemascați, dar animați de aceleași idei, aceleași amintiri, aceleași bucurie, o sărbătoare comună, o sărbătoare a lorilor. Vă urez tuturor o zi cu multe gogoși, multe veselie, în sfârșitul talentelor, protejați cu biciul lorilor de spiritele rele. Mulțumesc! Celui care a aprins focul rolelor, celui care a dat drumul Sfintei în 2006, învățătorului Pătru Bogdan. Tuturor arhitecților și mascuților, dragios bine ați venit și tradiționalul Hire! Mit welcher Qualität sie dieses alte Brauchtum wiederbelebt hat, wie es es bewahrt und pflegt. Und das ist für uns in Deutschland ein sehr schönes Gefühl, dass das so erhalten wird, wie es sein muss. Dafür vielen Dank. Asociația Braslea Lorelor din Saxa ne mulțumește frumos pentru întâmpinarea călduroasă cu care a fost întâmpinată grupa de sași venită din Germania. Vă mulțumim tuturor celor din Agnita care au păstrat și păstrează în continuare și vor să perpetueze acest obicei frumos pentru faptul că au înțeles care este important acest obicei pentru valoarea culturală a orașului Agnita. Și sperăm ca prietenia dintre noi să dăinuiască.
allen, die beteiligt sind, viel Erfolg in der Zukunft. Macht weiter so. So groß wie ihr schon seid, ihr werdet noch größer werden. Und wir sind stolz auf euch. Hiere! Thank you.
revitalizarea unui vechi și îndrăgit obicei, fuga lorilor ultim lau, contribuind la păstrarea unor tradiții străvechi, îndrăgite de comunitate și apreciate de localnici, cât și de vizitatori. Vă felicit și vă doresc să marcați cu succes cea de-a 10-a aniversare a fugii lorilor. Senatul și Sfintele României, Clausele de Vărăză.
Thank you.
Mal Laura. Yeah, I'm not bothered to lose.